crying why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows. No, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't. Bine, v-am regăsit la un daily vlog. Nu am mai făcut daily vlog de nu mai țin minte când. Așa că momentan nu am foarte mult material și mi-este foarte, foarte greu să mă machiez, pentru că este o căldură infernală aici. Nu știu care-i treaba, dar toată săptămâna a fost foarte cald și mă gândeam pe ocazia asta să mai filmez un daily vlog, să vă arăt diverse lucruri și chestii legate de machiaj și ce mai fac așa prin casă. Astăzi trebuie să iau și un colet de la poștă pentru că am dat o comandă de niște produse de la Biosans și trebuie să merg să le iau pe la 3:30. Este 12:30. Apropo, azi este vineri și da, fiind super cald, vedeți că nu am absolut deloc machiaj, părul nu arată în cea mai bună formă pentru că trebuie să mă duc să-mi fac baie. Dar e foarte cald, nu știu cum este la voi, de unde mă urmăriți, dar aici este o căldură foarte, foarte mare. Mai târziu aș vrea să îmi cumpăr în primul rând de la farmacie o loțiune din aia, să te dai cu ea ca să te bronzezi și aș vrea să ies puțin în curte să mă bronzez. Pentru că e foarte cald, cred că sunt aproape de 30 de grade. Chiar dacă nu arată, dar se simt 30 de grade, este efectiv sufocant. Eu am stat puțin în curte, am mâncat niște semințe și nu cred că am stat mai bine de o jumătate de oră, deja n-am mai suportat. Mi s-au înroșit și picioarele și am zis să intru în casă. Vreau să vă arăt câteva produse de machiaj, le-am aici lângă mine. Urmează să le duc la poștă pentru că le-am dat unei, adică ea le-a cumpărat de la mine o fată, Marilena, i-a mai dat produse. Am ceva produse de machiaj, am făcut așa curățenie, am să vă arăt așa în mare ce mai am pe aici pentru că am făcut și multe schimbări, acolo în spate am perucile mele. Și am mai multe palete, 2, 4, 6, 8, 10 palete, un blush, o pudră și 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rujuri și 3 glossuri pe care m-am hotărât să le dau, să le vând. Eu inițial de obicei le pun pe eBay, dar o întreb și pe ea, pe fata aceasta, pentru că ea a zis să o anunț în momentul în care am ceva produse de vânzare și o anunț, dacă vrea ea să le ia, le dau ei, iar dacă nu, le pun pe eBay. Așa că am anunțat-o și fata mi-a spus că le vrea ea, așa că astăzi voi merge să îi le pun, dar pe la 3 și un pic, pentru că n-am mașină. Aștept să vină Leo cu mașina, pentru că el nu este acasă și nu am cu ce să mă duc la poștă și pun coletul ei și ridic și pe al meu în același timp. Sper să nu ajung prea târziu și vreau să vă arăt ce produse îi dau ei. Am marea majoritate a lor, sunt nefolosite. Am făcut iar curat la machiaj și am zis că n-are rost să le țin pentru că nu le folosesc. Așa că haideți să vă arăt despre ce este vorba. Am aici toate produsele pe care îi le voi da Marilenei și am în felul următor pudra asta de la Bella Pierre pe care cred că am folosit o singură dată sau de două ori maxim. Nu prea sunt eu cu pudra, dar am zis să o folosesc dacă tot am primit-o. Am aici Pixi by Petra, fuge și focusul din ce văd eu. Este un blush și l-am folosit mai mult, dar nu-l mai folosesc în momentul ăsta. Două palete de la Moa Makeup Academy. Le-am comandat eu și nu-mi plac.
ce-i drept, nu sunt pe gustul meu. Aici am două palete de la Makeup Revolution și una din ele, cea de aici, este, să văd dacă pot să o și deschid cu o mână, arată în felul acesta. E interesantă paleta, nuanțele de aici sunt pigmentate. Ăștia nu extraordinar de pigmentate, dar cele de aici chiar îmi plac. Sunt interesante, dar am nuanțe asemănătoare, așa că n-aș vrea să o păstrez pentru că nu o voi folosi. Și cealaltă, care este cea de aici, este identică, deci efectiv 99% cu paleta Natashei Glam Palette. Chiar i-am găsit, am asociat fiecare nuanță de aici cu nuanțe din paleta Natashei și o să vă inserez o fotografie și haide să vă arăt și paleta Natashei care este aici. Vedeți cam câte palete am în momentul ăsta. Deci aceasta e paleta Natashei. Să vedem dacă pot să o deschid eu cu o mână. Bun, ia să le dau mai în spate puțin. Aici avem paleta Natashei și aceasta este de la Revolution, cred. Avem nuanța de aici, este ca cea de aici, asta de aici cu cea de aici, nuanța de aici cu asta de aici, cred, nuanța de aici cu cea de aici, asta cu asta, asta de aici cu asta de aici, cea de aici cu cea de aici și asta de aici cu asta de aici. Deci efectiv eu am rămas uimită când am văzut. Seamănă foarte mult, i-am făcut chiar și un swatch și am zis că nu mai păstrez pentru că având-o pe cea de la Natasha de Nuna, efectiv o să o folosesc pe ea mai mult decât cea de aici. Și de asta am zis să o dau. După care de la Sophie, e o paletă ce am primit-o într-o cutie de la Glossy Box, n-am folosit-o niciodată, i-am făcut doar swatch, arată în felul ăsta. Asta este tot de la Moa Makeup Academy și eu am și o paletă mare și paleta mare conține toate nuanțele ăștia mici, așa că n-am de ce să o păstrez, i-am făcut doar swatch. Deborah Milano, mi-a plăcut mult paleta asta, am folosit-o singură dată, dar la fel am constatat că am nuanțe asemănătoare și n-are rost să o păstrez nici pe ea. După care Kiko Milano, asta, ăștia două sunt făcute în Italia și au o calitate foarte bună, dar nu le folosesc. Asta e o paletă care are și bronzer, blush și aici 4 nuanțe mate, iar sus 4 nuanțe metalice. După care paleta de la Essence, am folosit-o ceva mai mult timp, dar momentan nu am mai întins așa de des mâna după ea și am zis să nu mai țin degeaba. Și ultima paletă e cea de la NYX. Paleta asta mi-a plăcut. Ups. Să vedem dacă pot să o și deschid cu o mână. Mie mi-a plăcut foarte mult paleta asta, dar ținând cont de faptul că nu o mai folosesc în ultima perioadă, am zis că nu are rost, făcând excepție de fardul ăsta de aici, care chiar este foarte frumos. Și poate cel de aici, restul fardurilor le am în paleta de la Juvia's Place, de Magic Mini, așa că n-are rost să o păstrez. Mai ales că n-am mai folosit-o în ultima perioadă și aici am rujurile pe care nu le mai folosesc. Credeți-mă că sunt, deci, ăsta de la Huda Beauty, Wedding Day, e nou, nefolosit. Ăsta, Anniversary, l-am folosit de 2-3 ori, nuanța mi se pare mult prea deschisă pentru mine. Rujul ăsta de la Pat, pe care am dat 32 de lire, este nefolosit. Doar swatch am făcut și aseară m-am dat cu el. Ia să vedem dacă pune focus. Ăsta e rujul, e un mov super fain, dar nu l-am folosit și cred că nici de acum înainte nu-l voi folosi. Am dat și o grămadă de bani pe el. Un ruj de la MAC, la fel super drăguț, l-am folosit de vreo 2-3 ori, după care nu l-am mai folosit. Cam așa
arată nuanța, am aparatul în mână, așa că nu pot să pun focus. Aici de la The One, asta este o nuanță super, uite așa, drăguță și pe l-am folosit la fel de 2-3 ori. Ăsta tot de la Oriflame din gama în Color, nefolosit. Balsam de buze folosit foarte puțin. Ăsta de la Pat folosit o dată de 2 ori. Ulei de buze aproape nefolosit. Bun, și cam astea sunt toate produsele pe care le dau Marilenei. Și mi-am mai eliberat și eu puțin din spațiu. Acum cam în felul ăsta arată biroul. L-am mutat aici la geam. Și mi-am cumpărat suportul ăsta de aici, care conține așa mai multe chestii. Acolo am parfumurile, toate paletele. Trebuie să pun pe cea de la Natasha înapoi. Aici am produsele pentru Project Pen, pe care le țin eu în fine, și oglindă, un burețel. Și aici am produsele terminate, coșulețul pentru produse terminate, iar acolo ambalajele de la paletele de la Pat, paletele mari. Și paleta aceasta trebuie să o pun eu la loc acum. Aici le-am dovorât pe toate. Am destul de multe oricum. În continuare sunt destul de multe, dar am zis că nu le mai țin pe cele pe care nu le folosesc, pentru că nu are rost. Mi-am luat și ieri o paletă nouă. Este cea de aici de contur pentru față și da, cam asta am în momentul ăsta. Am pregătit și pachetul Marilenei, am pus aici toate produsele, le-am dat în folie din aia cu bule și eu zic că este destul de bine dat cu scotch peste tot și urmează să mai pun aici adresa ei, după care o să mergem spre poștă. Este 1, mai am un pic, cred că până mergem spre poștă. Acolo sunt și eu. Cred că până mergem spre poștă o să fac gemul de căpșuni. Pentru că ieri am făcut dulceață și m-am rămas 2 kg și 200 de căpșuni și cred că o să fac gemul. Pentru că într-o oră jumătate cam așa se face gemul. Și cred că asta o să fac. Da, până la 3. Cred că am timp. Cred. Haideți că vedem imediat. Mă mai gândesc puțin. Între timp am venit și în bucătărie, este ceasul 1:05, așa că am timp la dispoziție până la ora 3 să fac gemul de căpșuni. Am totul pregătit, căpșunile sunt spălate, deci aici am 2,2 kg. Să știți că sunt puțin lovite și așa, pentru că sunt căpșuni culese din câmp, de la fermă, deci nu sunt căpșuni de magazin, sunt super gustoase. Ieri am făcut dulceața. Uite, am aici borcanele, au ieșit 4 borcane de dulceață și au ieșit foarte, foarte bune, dar pentru că sunt dulci. În mod normal se pune la 1 kg de fructe, 1 kg de căpșune, se pune 1 kg de zahăr. Eu am pus mai puțin, am avut 2,2 kg de fructe și am pus 1 kg 400 de zahăr, deci cam 700 de grame la 1 kg și 100. Mult mai puțin pentru că căpșunile au fost dulci. Și totuși mi s-a părut că a ieșit destul de dulce dulceața. Așa că de data asta la 2 kg de căpșuni o să pun doar 1 kg de zahăr. 1 kg, punga asta deja începută, am vreo 800 de grame aici, dar mai am acolo încă o pungă și o să pun de acolo. Deci 1 kg, 1 kg 100 maxim, pentru că căpșunile sunt dulci. O să mai pun lămâi. Am aici 1 kg de lămâi, dar eu o să pun în măsura asta 130 de ml de zeamă de lămâi. Am aici pe capac, pe mâner, nu-mi pune focus, dar uite, acolo sunt 125 de ml și o să-l pun plin. Dacă vreți voi, puteți să mai adăugați din lămâie, să tăiați așa cu bulețe, dar ar fi indicat să fie o lămâie care nu-i tratată, așa că nu știu cât de mult găsim noi în comerț lămâi de genul ăsta, de-aia eu n-am adăugat felii sau cu bulețe. Deci, pentru gemul de căpșuni, cine este interesat, la 2 kg de căpșuni, în mod normal se pun 2 kg de zahăr. Deci, 1 kg la 1 kg, 1 kg de fruct, 1 kg de zahăr. Dacă căpșunile sunt prea dulci, puneți mai puțin, pentru că va ieși gemul foarte, foarte dulce. După cum am zis, eu aici am 2 kg 200 și voi pune 1 kg și 100 maxim de zahăr.
Și zeama de la aceste lămâi, nu știu dacă o să le folosesc toate, dar trebuie să fie în jur de 130 de ml, maxim 150 de ml și folosesc acest tuci, cum se spune la noi în Oltenia, tuci ceaun, în fine. Am pregătit căpșunile, după cum v-am zis, totul este spălat și le voi pune în felul următor. Nu o să le pun pe toate deodată. O să pun un strat de căpșuni, după care un strat de zahăr, un strat de căpșuni, un strat de zahăr și tot așa. O să încerc să filmez, doar că n-am trebuietul cu mine și nu știu cât de bine o să pot să filmez, să vă arăt tot ceea ce fac. Dar haideți să începem chiar acum. O să mă apuc acum. Așa, aici cu voi și dacă vreți căpșunile, dacă sunt foarte mari, puteți să le și tăiați pe jumătate. Eu am păstrat căpșunile mari pentru dulceață, pentru că la dulceață de obicei fructul trebuie să rămână întreg și pentru gem ne-am păstrat pe ăștia mai mici, pentru că mie îmi place în mod normal mai mult gemul decât dulceața. Așa că le-am păstrat pe cele mici, pentru că dacă se fărâmă nu este nicio problemă. Și haide să zic că las atât. Când am umplut așa fundul oalei, adaug zahărul peste cât să le acopere. Atât e suficient. Eu am văzut alte persoane care pun așa dulceața cu zahărul, dulceața, care pun căpșunile sau, mă rog, indiferent ce gem faceți voi, și le lasă peste noapte, încât să-și facă acel sirop natural, deci să nu-l faci la foc. Eu nu am răbdare necesară pentru asta și în fiecare an fac gem și dulceață de căpșuni și așa fac mereu. Mi se pare și o rețetă ușoară și sunt mulțumită de cum iasă. Și așa o să continui până când termin toate căpșunile și tot zahărul, 1 kg și 100. Am pus căpșunile, au mai rămas aici câteva, dar nu le-am mai pus pe toate pentru că ieri am pus cam mult și aproape că îmi dădeam foc. Așa că am mai păstrat câteva, am pus 1 kg de zahăr, deci toată punga asta plus încă puțin din punga cealaltă, iar acum o să mă ocup de lămâi de acolo. Le storc, fac sucul și îl torn peste căpșuni. Am stors zeama de la 2, 4, nu, 1, 2, 3, 3 lămâi și jumătate și cam așa este, deci în jur de 120 de ml. Acum trebuie să le iau de aici și sper să nu îl vărs. Și îl punem, ups, așa, și îl punem pe tot aici, peste, are și un sâmbure, dar nu are nimic. Cred că au căzut acolo, nu are nimic. Așa. Și cam în felul ăsta trebuie să arate. La final, acum o punem pe foc și prima dată, până când se topește tot zahărul, focul trebuie să fie mic, deci destul de mic. Și când s-a topit tot zahărul și începe ea să fiarbă așa încet, atunci începem să dăm și noi focul mai mare, dar trebuie să stăm lângă tuciul ăsta sau, mă rog, oală, cratiță, în funcție de ce folosiți voi, pentru că foarte repede dă peste și dacă a dat peste, s-a dus tot siropul. Și nu prea mai aveți ce să faceți, bine, depinde și cât dă peste, dar dacă începe să dea peste, cu greu îl mai opriți, așa că în momentul în care începe să fiarbă, stați pe lângă el, mai amestecați, dacă vedeți că fierbe prea rău, dați focul mai încet, da? O să vă arăt eu așa pe parcurs cam cum fac eu. Să vă arăt ce vreme este aici. Vedeți că eu sunt în pantaloni scurți. Și uitați cât de mult soare. Și câtă liniște e aici la mine. Doar păsările se aud. Mult, mult soare. Aici sunt florile pe care le-am plantat. Și le merge atât de bine. Nu mă așteptam. Florile de aici, garofițele astea, le-am de vreo 2 ani. Și nu prea le-am mai dat eu importanță. Văd că le-a și mâncat ceva capul ăsta. Ah, nu, acum mă dau poate. Uite, asta de aici e plină.
și am florit și restul florilor, nu știu cum se cheamă, ăștia le-am plantat eu. Văd că le merge bine, dar ăștia de aici din spate s-au uscat. Nu știu de ce, pentru că eu le ud în fiecare seară și dimineața le ud, dar nu tot timpul, pentru că eu cum mă trezesc deja e soare. Lavanda, uite cât de mare este și începe să înflorească. Eu săptămâna asta sunt în concediu, de asta îmi permit așa să dorm și eu mai mult. Acolo am mușcatele, trei mușcate absolut superbe, care înfloresc în continuu. Uite și aici, și acolo, și în grădină, am și eu căpșuni, dar încă nu s-au făcut căpșunicile mele. Aici, la fel, le-am de mult, de vreo 2-3 ani și deja mă încinge soarele și acum au început să înflorească pentru că le-am udat. Aici am pus eu tot la fel niște garofițe, dar vedeți că sunt garofițe din astea bătute. Asta s-a uscat. Trebuie să iau de aici. Aici am plantat toate florile. Uite, am niște porumbei care se bat. Aici am crinii care în curând o să facă floare. Am vreo 19 crini. Aici flori așa și una mauvă diferită. Uite că unele sunt mai deschise, unele mai închise. Acolo tot crini, acolo am apă și dalile astea care s-au uscat și au înflorit altele, dar văd că nu, încă nu, nu știu, văd că s-au uscat de tot. Aici pun apă și vin păsările și bea în fiecare zi, pun apă și aici mănâncă. O să vă inserez un videoclip, că de dimineață le prinsei pe toate, le filmai cum mâncau, trebuie să le mai cumpăr. Și nucile alea așa erau pline cu semințe, cu așa jumătate de nucă de coco și le mănâncă. Sunt moarte după ele. Aici am hosta și văd că face floare aici sau ceva de genul ăsta. S-a cam uscat, trebuie să caut pe internet să văd de ce s-a uscat. Dar în rest îi merge bine. Frunză nouă aici, frunză nouă acolo. Aici mai am leuștean, uite, de la soare. L-a ars soarele. E ulud, el tot timpul aici la suprafață se usca pământul, dar dacă pun degetul mai jos, e ud. Acolo dă mărarul, l-am plantat acum câteva zile și deja începe să dea. Aici cred că dă pătrunjel, nu se vede, dar e pe aici așa. Aici sunt roșiile, de data asta n-am mai pus multe, că am zis că vreau să văd care-i treaba cu ele, că de două ori, doi ani la rând, anul trecut și acum încă un an, parcă, sau anul trecut am luat de două ori și n-a ieșit nimic. Văd că până acum arată ok, am luat decât 2, 4, 6, 7 fire, au și floare, văd că cresc în continuare, să vedem. Și aici am pus niște salat, dar încă n-a ieșit nimic. În momentul în care o să iasă, o să o, cum se cheamă? Am un lapsus. O să o separ, pentru că o să fie foarte mult. Iar aici tot dali. Uite, nucile, știu. Nu mai nimic în ele, am mâncat tot. Uite în ce stadiu este dulceața noastră, adică gemul. A început să facă spuma pe acolo, să se topească zahărul, focul este încă la mic. Și așteptăm să se topească tot. În momentul în care se topește tot zahărul, o să înceapă să facă spuma și spuma trebuie îndepărtată. Ce frumos a dus tot zahărul, începe și să fiarbă. Eu am amestecat deja puțin în tuci și din momentul ăsta puteți să începeți să amestecați și puteți să dați și focul mai tare, dar, după cum am zis, trebuie să stați lângă el. Pentru că, uite, la mine, de exemplu, fierbe în partea asta și el se umflă așa într-o parte și dă imediat peste, dacă nu sunteți atenți. Dar, da, odată ce începe să fiarbă, o să înceapă să facă și spumă, focul un pic mai tare și stați lângă el și îl vegheați, gemul. Apropo, nu v-am zis, stați puțin că am aici o găleată foarte grea. Nu pot să o iau, nu pot să crezi așa. Este plină, dar nu știți cu ce. Și o să vă zic eu imediat, ia să vedem dacă își dă cineva seama. Ce am eu aici? Vă dați seama? Ce este aici? Să vedem și cum miroase.
Mamă, începe să prindă miros. Doamne, ce gustos. Deci aici am suc de soc. Așa că acum trebuie să mestec aici o dată pe zi. Trebuie mestecat. Dacă vă interesează rețeta, nu o să vă zic acum, pentru că mi-a zis-o mătușa mea și nu o știu pe din afară. Dar o să vă las pe ecran și în cutiuța cu descrieri. O să vă las rețeta și la sucul de soc și o să vă las rețeta și la gemul de căpșuni, dacă sunteți interesați. Deci eu nu am mai băut suc de soc. Nu mai știu. Mă credeți că nu mai știu de cât timp? De când eram copil, cred că. Și aici în Anglia, efectiv, este socul pe toate străzile. Și eu am crezut că sunt boji. Știți? Boji ăia cum arată, că seamănă cu floare de soc, doar că mirosul diferă și socul este dintr-un pom. Bojii n-au frunze și cresc așa, din pământ, mă rog, ceva de genul ăsta, în fine. Nu știu dacă m-am exprimat corect, dar cei care știți cum arată socul și bojii știți să faceți diferența. Eu vedeam că cresc în pom și mi se părea un pic ciudat, dar niciodată nu am luat. Așa că anul ăsta, tot văzând foarte mulți soci și pe cineva culegând, i-am zis lui Leo să oprească mașina și să culeg. Și am trimis lui mătușii mele, i-am trimis poze și am întrebat-o dacă e soc. Și a zis că e soc 100% și mi-am luat, am pus și la uscat afară în magazie și am pus și aici, am făcut suc și miroase, Doamne Dumnezeule, l-am făcut acum 2 zile și a zis că să las 3 zile la fermentat și a patra zi să-l gust și să văd cum este, dacă mai e nevoie să-l mai las la fermentat sau nu, și în fiecare zi trebuie mestecat. Și gata, am amestecat astăzi, mai mestecăm mâine și acoperim să nu cadă vreo muscă. Și îl pun la loc și am și în magazie, cred că vreo 50 de flori. De obicei, aici am 9 litri de suc. Mai puțin. Așa. Aici am 9 litri de suc și pun în acești 9 litri aproximativ... Uite că se umflă și dulceața. Ia să vedeți, ia uite. Vedeți? 10 flori de soc în 9 litri. De suc. Dar o să vă las rețeta și cum trebuie preparat în cutiuța cu descriere dacă sunteți curioși. Acum iau repede ceva și să dau spuma la o parte pentru că cred că o să dau mai ce focul. Așa, să iau spuma. Vedeți, am dat focul repede încet pentru că dacă îl mai lăsam un pic imediat se umfla și dădea peste. Vedeți de ce v-am zis eu că trebuie ceva încăpător și să nu puneți foarte mult pentru că aproape că dă peste. Când începe așa să fiarbă, mai amestecați puțin în ea și atunci dă înapoi. Trebuie luată spuma mereu, a început deja să miroase aici, nu mai agem, Doamne, ce bine miroase. Focul este încă dat mic, dar asta o să faceți voi în funcție de cât de mare este vasul, că dacă e vasul mare, puteți să dați focul mai tare și să amestecați pentru că nu o să dea peste. Eu nu pot să-l dau tare, că vedeți cât de mult se umflă și imediat există posibilitatea să-mi dea peste. Dar cam așa se face gemul. Eu am luat aici lângă mine un pahar de limonadă făcut de dragul meu soț. Foarte bună. Îi face o limonadă cu un sirop. Nu știu, foarte bun oricum. O să vă scriu în cutiuța cu descriere și rețeta la limonadă, pentru că trebuie să-l întreb dacă sunteți curioși, dar credeți-mă că e foarte delicioasă. Nu e extraordinar de sănătoasă pentru că are zahăr. Știu doar că are sfert de cană de zahăr la jumătate cană de lămâie, zeamă de lămâie sau ceva de genul ăsta. Nu sunt sigură, dar o să vă scriu în comentarii rețeta pentru toate cele trei. Sucul de soc, limonada și... sucul de soc, limonada și ce am mai și gemul de căpșuni. Da, s-a făcut aproape 2 ceasuri. E foarte cald aici, dar sper să se facă și gemul meu într-o oră. De obicei, dulceața de căpșuni se face cam 40 de minute, 50, în funcție de consistență. Eu am lăsat 40 de minute pentru că dulceața e pentru Leo. Lui îi place așa să curgă, să fie super zemoasă. Mie nu-mi place, de asta eu mi-am făcut gem și vreau să fie așa, ca o marmeladă, adică trebuie să las să fiarbă mai mult. Și la dulceață, din ce am citit eu pe internet, cu cât pui mai mult zahăr, cu atât se
creează mai mult sirop și devine mai siropoasă, așa, adică siropul ăla se prelinge, așa, se scurge, exact cum trebuie să fie la o dulceață. La gem am văzut că nu are foarte mare importanță cât zahăr pui, pentru că oricum, dacă lasă să fiarbă mai mult, automat se va face gem și nu rămâne dulceață. Dar la final vedem cum arată și cum se face. Să vă arăt un pic. Uite, aici am 3 borcanele, pentru că un borcan cred că l-a luat Leo să-l ducă la niște prieteni. Uite cum este consistența. Sper că vedeți, vedeți? Lui așa îi place. Mie personal nu-mi place pentru că se întinde peste tot. Când pun pe pâine sau ceva, o să se întindă și nu-mi place. De asta eu prefer gemul. Miroase foarte bine aici. Să vă arăt câte păsări au venit să mănânce în grădină. Vorbesc încet să nu le sperii. Sper să fie tot acolo. Ia uite. Ia uite ce acolo. Și nu m-am gândit ce să le pun apă. Nu mi-am dat seama. Uite câte sunt. Mor de drag când văd că vin și mănâncă. De ce să fie mor de drag? Se ceartă pe mâncare să le cumpăr mai mult. O să le mai cumpăr și niște nuci de cocos asta. Ce se ceartă? Cred că a picat mâncare și pe jos. Și unele mănâncă de jos, unele de acolo, dar nu pot. Dar pare că cumpărasem 3. Uite, sărăcuța se duse la apă și nu e apă acolo. Fain, nu vine să cred. Nu mă duc acum să pun acolo pentru că o să fugă toate, dar după ce termin ele de mâncat, le duc apă acolo. Am oprit focul și eu m-am și schimbat între timp, deci am oprit focul cam după o oră și ceva, nu mai știu exact. Pentru că acum n-am ceasul lângă mine, o să mă uit și o să vă scriu pe ecran și cam în felul ăsta arată. A scăzut la jumătate. Acum nu știu exact dacă este suficient, o să încerc în momentul în care mă întorc acasă, dar acum oricum nu mai puteam să-l țin pe foc pentru că trebuie să plec. M-am și schimbat eu între timp. Bine, am făcut în picioare. Pe ce mi-a căzut dulceasă, ca de obicei. Și acum o voi lăsa pe aragaz ca să rămână încă fiartă așa, pentru că trebuie pusă în borcane cât încă este destul de fiartă, dar sper că până mă întorc eu acasă fie ok. Da, vedem când mă întorc acasă cum este, o să punem pe farfurie și o să încercăm să vedem dacă este gem sau mai trebuie fiartă sau nu. Beznă total aici în cameră, pentru că draperiile trase să nu intre lumina, aici e cel mai răcoare acum. Și am venit să vă arăt repede cum am îmbrăcat. Nu foarte extraordinar. Mi-am luat un maieu, fusta asta și o să-mi iau sandalele în picioare și gata, plec. Pentru că e deja 2:30 și nu vreau să întârzi. A venit și Leo între timp. Și da, cam asta e ținut. Oricum mi-e cald, dar am zis că nu-mi iau pantaloni scurți. Pentru că nu cred că i-a suportat acum, sincer, pe căldura asta. O pereche de blugi din aia strâmți. Nu, niciun caz. Când mă întorc acasă trebuie să-mi spăl părul, dar momentan îl las așa prins într-un coc. Aici e și rândunica mea. Ce faci tu, iubirea lui mami? Ce faci tu? Ai zis cu muzica aici pe fundal, da? După aia când vine acasă te scot afară și pe tine. Îl țin așa acoperit pentru că îi bate lumină și nu suportă. Hai, du-te sus. Du-te sus că te scot când vine acasă. Am ajuns acasă, am luat și coletul. Este aici, dar am verificat acum gemul, pare să fie ok, încă este foarte fierbinte, așa că nu pot să-mi dau seama dacă s-a făcut sau nu, o să-l pun pe farfurie ca să văd ce consistență are, dacă e grosul sau dacă mai trebuie să mai pun la fiert. Dar n-am mai filmat nimic din mașină, vreau să vă arăt coletul când am luat și toate cele, pentru că este foarte, foarte cald, efectiv am transpirat. Eu sunt așa îmbrăcată, mi-am ridicat fusta pentru că nu se mai poate. Acum merg să mă schimb, pun în borcane gemul pentru că trebuie pus când este cald deja, nu mai e atât de fierbinte. După care deschidem pachetul acesta să vedem ce se află înăuntru. Ricky este și el afară. I-am dat drumul când am... Da, exact cum spuneam, eu, uite-l, abia așteptam. Ce faci? Ce faci, mami, tu? I-am dat drumul înainte să plec eu pentru că efectiv nu mai suporta să stea în colivie și uite acolo. Da? Hai că te iau cu mine în bucătărie. Gata și dulceața, gemul pe anul acesta.
Am o plutere de 3 borcane și am mai luat încă unul așa mai mititel. Ăsta este de măsline. Dar n-are importanță pentru că este așa și nu se vede. Mi-a căzut din mână. Am făcut pe aici pe jos dezastru. Ia uitați-vă ce e pe mine. Pe jos ștersei, dar ăștia le pătai. Și pe aici se ripera gaz. Și pe cuptor. Și se lipește acum totul pe jos. Dar în fine, nu știu, Doamne, mă bucur că nu s-a spart, sincer. Mi-a alunecat din mână. Era jumătate de borcan și a sărit tot. Gata, Ricky, vin imediat. Și cam așa arată. Ăsta este rezultatul final. Acum le voi lăsa așa până mâine. Ricky! Ce-ai, Ricky, nebunici? Așa. Acum le las așa până mâine și mâine o să le întorc. Și atâta. Le las sigilate pe cele care vreau să fie sigilate, iar ăsta o să-l deschid pentru că din el o să mănânc, fiind cel mai mititel. O să mănânc din el, o să scriu, o să le pun etichete mâine. Se cam lipesc un pic pentru că mi-a mai căzut pe lângă, dar puteți să le spălați. După ce, dacă puneți în borcan și vă cade pe borcan, după ce se usucă, după ce se răcesc borcanele a doua zi și le întoarceți, puteți să le spălați dacă vreți. Eu așa am făcut cu cele de acolo, le-am spălat. Și cam asta este gemul pe anul ăsta. Să știți că acolo la ferma la care mergem noi, de unde am cules căpșunile, stați puțin că mă duc la Ricky. Asta voia de fapt, să îl iau, să stea cu mine, bineînțeles. Mă auzea că vorbesc și nu mă vedea și așa face. Când mă aude că vorbesc și nu mă vede, nu știu unde sunt. Așa, ce v-am să zic, la ferma de unde am luat căpșunile, să știți că urmează să se coacă și cireșele și zmeuri, au și mere, ce mai au pe acolo, afine am văzut cum mai au, deci o să merg și o să iau și cireșe, dar nu știu dacă o să fac neapărat dulceață. Ce vrei? Unde vrei să zbori? Hai, fină, Doamne! Doamne, Doamne, că nu mai pot să fii băgat în seamă, nu mai pot să fii băgat în seamă, să fii cel băgat în seamă. Nu știu ce o să fac cu cireșele. Probabil o să fac, poate un borcan de dulceață, că mie îmi place foarte mult dulceață de vișine, de fapt, de cireșe, nu neapărat, dar poate fac un borcan de dulceață de cireșe sau două borcane, să văd cât o să coste. Pentru că mă gândesc că o să fie mai scumpe automat decât căpșunile, dar peste vreo 2 săptămâni, așa cred că o să mergem. Bun, acum am terminat cu toată treaba aici în bucătărie. Haideți să vă arăt ce am în pachet. O să urc sus, probabil că nu o să mă lase Ricky să-l desfac aici, sigur sare pe pachet. Și după care m-am pus să fac aici curat, că v-am zis că mi-a sărit. A, acum am văzut, a căzut și pe mobilă. Da, a sărit și pe mobilă dulceață, numai din cauza ta. Numai din cauza ta, că urli. Tu ești vinovatul principal. Da? Așa îți place? Așa, da. Ei, cum să... Uite așa, uite așa îi place, asta ți-l faci toată ziua. Stai cu el și să-l faci, uite așa. Așa la creat, acum mușcăm, dar îi place. Uite așa la năsuc. Așa la creastă. Uite, cade pana. Ia! Așa la obrăjori, la bultică. Da, știu că-ți place. Dar eu mai am și treabă în casa asta. Cineva mai trebuie să facă și treabă în casa asta. Nu toată lumea stă ca tine așa. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. V-am adus aici în cameră și v-am pus pe Doamne, ce se lipesc pantalonii de la gemul ăsta de căpșuni. V-am pus pe suportul ăsta de pensule, sper să nu cadă. Cam în felul ăsta arată pachetul și să facem așa un mic mare unboxing. Deci am aici niște produse pe care voiam să le iau de foarte mult timp. Adică unul dintre ele voiam să le iau de foarte mult timp și a fost redus pe Look Fantastic. E vorba despre uleiul de la Biosans. Cu scoalan și vitamina C, vorba despre uleiul ăsta. Mi l-am luat în sfârșit în varianta mare. Este un ulei care costă destul de mult și drept. Și știți că eu timpul de pe Sephora mi-l cumpăr la cutiuța aia de beauty. Și acum dacă era redus vreo
38 de lire a costat de la 60 cât costă, am zis că-l iau, indiferent că mai am din celălalt sau nu, e redus, îl iau și o să țin din el mult și bine de acum înainte. Și mi l-am cumpărat, bine înțeles, și are 30 de mililitri și o să vi-l arăt cum arată. Ideea este că am primit cadou și uleiul mic, deci l-am comandat pe cel mare și l-am primit cadou și pe cel mic. Ăsta este uleiul, v-am vorbit eu de foarte, foarte multe ori de el pe canalul meu și în videoclipuri separate cu favorite și în alte videoclipuri și cam în felul ăsta arată. Mi se pare, v-am zis de multe ori, că mi se pare cel mai bun ulei dintre toate uleiurile folosite de mine. Înainte îl foloseam pe cel de la... nu mai știu. Nu mai știu, ideea că îl cumpăram de la Buce, costa 10 lire, era făcut din plante 100%, dar nu mai țin minte din ce, nu mai țin minte de la ce, chiar nu mai țin minte. În fine, ăla este mult mai accesibil ca și preț, costa 10 lire, după cum am zis, și mi se părea similar cu ăsta, adică bun, dar ăsta conține și scoalan și vitamina C, ăla era doar din plante, deci de asta mi se părea super bun. În schimb, acum l-am luat pe ăsta în varianta mare, în sfârșit, de atâta timp, dar o să-l pun aici pentru că momentan nu îl desfac. Pentru că mai am un sfert din celălalt mic și după cum v-am zis, am primit cadou încă unul mic. În varianta asta, ăsta este un balsam de buze. Deci am mai primit încă unul așa micuț, în varianta asta de 12 ml. Asta ar putea să fie mai mare decât celălalt. Vai, deci nu cred, nu-mi vine să cred. Pe Sephora este cel în varianta mică de 5 ml, ăsta e de 12 ml și mai mare decât celălalt. Deci cam așa arată. Wow, chiar mi se pare super tare chestia asta. Nu mă așteptam să-l primesc într-o variantă așa de mare. Și o să mai țin din el destul de mult, pentru că și din celălalt aplicam de 10 ori, cam așa. Foarte tare, chiar foarte, foarte tare. Mai am, după cum v-am zis, din la 5, cam de 2-3 aplicări, așa că după aceea îl voi deschide pe ăsta și ultima dată o să-l deschid pe... are aici o hârtiuță. Ultima dată o să-l deschid pe acela mare. Îmi place și ambalajul lor, îmi place și cum se simte pe piele și cum miroase și cum lasă pielea, mi se pare că hidratează foarte bine, mi se pare că uleiul ăsta e și bun ca o bază de machiaj, dacă vrei să pui fond de ten peste, cel puțin în cazul meu a fost bun. Îmi place oricum, pe total e foarte bun și mi-am cumpărat de la Biosans, pentru că a fost tot redus, balsamul de buze, tot cu scoalan. Are 15 grame și este într-o variantă destul de mărișoară. Am înțeles că e un produs foarte bun. Toate au despre cel în valabilitate de când le deschid și balsamul ăsta arată în felul acesta. Momentan nu știu dacă o să-l deschid, pentru că mai am încă unul la muncă, o să se termine curând și încă două deschise. Poate o să-l deschid și pe ăsta, dar aș vrea să-l termin pe tot în cele 12 luni, pentru că nu, chiar nu vreau să irosesc. Și nu mai știam unde sunt... chiar nu mai știu unde sunt făcute produsele astea și uite, văd că nici nu știu. Ah, bă, cred că o să scrie pe undeva pe aici, în Belgia? Ah, nu, USA. Made in USA. Da, deci foarte tare. Chiar îmi doream de mult să iau și balsamul de buze, acum l-am luat și mă bucur foarte, foarte mult. Mi se părea că nu am dat drumul la... are și el aici un cartonaș. Mi s-a părut că n-am dat drumul la cameră, trebuie să fiu foarte atentă că de multe ori mi se închide. Bun, deci am luat acest set, ulei mare, ulei mic și balsamul de buze, după care am mai cumpărat și eu această cremă de la CeraVe, CeraVe, pentru piele uscată și foarte, foarte uscată. Am înțeles că e o cremă foarte bună, eu am luat o variantă asta mare de 454 de grame, 12 luni valabilitate, am văzut-o, uite asta e crema. Am văzut-o recomandată la foarte multe fete în mod special, mai ales aici pe YouTube, cât și pe Instagram. Și pentru că Leo are tenul, are mâinile foarte uscate în ultima perioadă, nu știu care-i treaba, și eu am mâinile uscate, dar eu mă dau cu cremă. El nici nu prea se dă, nici eu nu mă omor, dar mă dau spre desebire de el. Am zis să-i cumpăr crema asta, că poate o să-l ajute într-un fel, nu știu, e făcută în Spania și vreau să o deschid pentru că sunt curioasă să văd dacă miroase într-un fel. Nu a venit ambalatul cu nimic, adică nu are folie din aceea. Mi-am pus și pe față un pic.
Nu mi se pare să miroase a ceva, dar ia să pun și un pic pe mână. Mamă, mi se pare atât de untoasă și hidratantă. Mm-hmm. Da, îmi place cum se simte. Miroase plăcut, miroase așa natural. Uite, aici am ceva, am făcut o iritație, ori m-am mușcat ceva. Pentru că văd că se cam întinde pe mână. Nu știu ce mi-a apărut. Da, se simte grasă, e o cremă grasă. Am văzut unele fete că o folosesc chiar și pe față. Acum nu știu dacă e și pentru față. Văd că are trei ceramide esențiale, ulei hialuron, acid hialuronic și văd că este și pentru față, face and body. Deci, da, interesantă, îmi place cum se simte pe piele. Asta e crema și ultimul produs pe care l-am luat, dar prima dată haide să schimb bateria, să fiu sigură că nu se oprește în timp ce vorbesc cu voi. Gata, am revenit. Ziceam că ultimul produs pe care l-am cumpărat este produsul ăsta de la La Roche-Posay. Este din gama Cica Plast și are SPF 50. Dar de ce l-am cumpărat eu? Nu mai țin minte, sincer. Nu mai țin minte de ce l-am cumpărat. Ah, cred că știu de ce l-am cumpărat. Văd că scrie aici pe ambalaj că este Damage Skin, Superficial Skin Irritations și are și SPF 50, după cum am zis. Și da, cred că mi se termină crema mea de la La Roche-Posay EFA Claru și am zis să o încerc și pe asta, mai ales că are factor de protecție 50 și pe căldurile astea nu prea mai merge 30-ul și poate mă ajută la fel cu tenul. Vedeți, mă rog, acum nu-ți dat absolut deloc cu fond de ten. Și am aici semne și aici câteva, dar în rest arată foarte bine pielea mea față de acum ceva timp. Și am zis că o să o încerc și pe asta. Aia pe care o am eu în momentul ăsta era destul de scumpă. Era vreo 21 de lire, iar asta era redusă, era la un preț mai mic și intra și în categoria unor produse reduse cu un cod de reducere. Aia nu intra și nu am vrut să dau 21 de lire pe ea, pe asta am dat vreo 11 lire, așa că o să o testez și eu în momentul în care se termină cealaltă. Are 40 de mililitri și mai am încă una tot de la CeraVe, dar nu mai știu, cred că are, uite în felul ăsta arată, cred că are factor de protecție... Aia cred că are 25, dacă nu mă înșel. Asta are 50 pe căldurile astea. Cum este acum, e mai indicată cea cu 50. Așa. Nu se pune pe ochi, pe buze. Se aplică pe pielea spălată și uscată, da, la fel ca orice altă cremă. Interesantă, chiar vreau să o folosesc și să văd care este treaba cu ea, dar vreau acum să mă mai dau un pic cu crema asta de la CeraVe, pentru că îmi place cum se simte, sincer vă spun. Ia să iau pe asta de pe capac, că și asta trebuie folosită. Îmi place cum se simte crema, dar mi se pare pentru cât de cald este acum, mi se pare un pic cam grasă. Dar așa îmi place, pare foarte hidratantă, pare cremoasă, intră și destul de rapid în piele, lasă mâinile așa fine. Îmi place cum se simte chiar. Voiam de mult să cumpăr, sincer, crema asta, dar niciodată n-am prins ocazia să o cumpăr pentru că mereu am avut altele și altele și altele. Bine, și acum nu pot să mă plâng că nu am, dar mai mult pentru Leo. Pentru că el se tot dă cu cremă de mâini, din ce am eu pe aici, dar până acum nicio cremă nu l-a ajutat atât de mult și sper că asta poate crema asta o să îl ajute. Uite, am dulceață și pe deget, nu vine să cred. Așa, cam asta este ceea ce mi-am comandat de data asta. Ăștia sunt produsele, chiar sunt curioasă cum este lip balmul ăsta de la Biosense și... Foarte interesant că am primit cadou 12 ml de ulei, pentru că e un produs scump, adică nu este chiar atât de ieftin să zici că trimiți așa și nici măcar nu e cantitatea aia mică de 5 ml pe care o am eu, sunt 12 ml și este o cantitate mărișoară. Păi ținând cont de faptul că full size 30 de ml și costă 60 de lire, mie mi-a trimis aici 12 ml pe gratis, deci este ceva. Vreau să-mi fac și eu unghiile cu o ojă de la, uite, am luat-o aici de-aseară, de la Maybelline, Sunset Cosmo, uite, nuanța asta, nu mi-am mai pus gel pe ele,
Și nu o să-mi pun curând pentru că le-am cam distrus. Nu foarte rău, dar suficient cât să nu mai impun o perioadă de repele. Și acum când sunt liberă, mă fac cu ojă, după care o să merg să-mi fac baie. Mă sfăl pe păr și să mă sfăl pe corp pentru că sunt lipicioase, deci am gel, am gem de căpșuni peste tot. Nu doar pe haine, cât și pe picioare. Pe mâini văd că nu sări, dar pe picioare, dar am zis că trec în Boots ca să-mi cumpăr din aia autobronzant, am uitat complet. N-are nimic, poate mâine. Da, o să merg să-mi fac baie, după care vreau să-mi pun o mască pe față, o mască de la Garnier, cred. Și după care vreau să mă bag în pat, nu mai fac nimic. Pe seară când o să se ducă soarele la apus, așa, pe la 9 și un pic, o să ies în grădină pentru că vreau să ud. Și v-am zis că filmez vineri, astăzi este 16 iunie și videoclipul ăsta o să-l pun miercurea viitoare. Deci 19, 20, 21 iunie, cred că va fi miercuri când o să-l postez și o să fie așa, ca un fel de clip bonus, pentru că deja am pentru următoarele 3 duminici, am filmat videoclipurile. Deja le-am încărcat pe YouTube, dar sunt puse pe privat și le-am programat când să apară. Duminica aceasta, deja ați văzut voi produse terminate, urmează daily vlogul acesta și duminica viitoare cred că o să testăm, ori testăm paleta, o paletă nouă, ori, nu mai știu. Am destul de multe filmate, da. Păi cam asta pentru astăzi, s-a făcut ceasul 5, cred, aproape de 5 este ora, eu am terminat cam tot ce aveam de făcut, merg să-mi fac baie, să mă relaxez și pe seară o să ies să ud prin grădină, am făcut dulceața, vă las în cutiuța cu descriere rețeta pentru dulceață, pentru sucul de soc și pentru limonadă. Când o să vină Leo ca să-l întreper și noi încheiem aici acest daily vlog. Eu sper că v-a plăcut. Dacă vreți să mai vedeți mai multe daily vloguri pe canalul meu sau nu știu ce videoclipuri vreți voi să vedeți, scrieți-mi în comentarii și eu o să filmez ce vreți să vedeți și voi. Și dacă vreți daily vloguri, eu am început la un moment dat să filmez, doar că nu am văzut să fie interes în direcția asta, de asta nu am mai filmat, dar dacă vreți eu pot să filmez, nu neapărat în fiecare săptămână, pentru că nici programul nu-mi permite, dar poate o dată pe lună pot să filmez. Bun, atunci ne vedem duminica viitoare, după cum v-am zis, va apărea miercuri acest videoclip, ca un videoclip bonus. Noi ne vedem duminica viitoare, vă mulțumesc că ați avut răbdare să urmăriți acest videoclip până la capăt, rețetele, ce vi le-am spus, le veți găsi în cutiuța cu descrieri sau în comentarii. Și asta fiind spuse, noi ne vedem data viitoare cu următorul videoclip.